Ia un loc în spațiu. Și iartă-mă că te-am lăsat să aștepți, dar nu-mi văd capul de treabă. O să mă mănânci ăștia cu fulgi cu tot. Ia un loc. Ia uite, să răcești cafeaua. Tu cum mai ești? Bine. Foarte bine, mă bucur. Bravo. Deci, scumpa, unul și cu unul fac doi. Uite de ce te-am chemat aici. 47. 47 de înscriere avem anul ăsta la clasa 1. Ce zici? Păi e bine, nu? E, așa bine nu doresc nici la dușmanii mei. Am fost la minister, le-am zis să ne mai aprobe o clasă de tradițional, știi? Cu telefoane, cu sărumână, mă știi doar. Am rezolvat. Ce nu fac eu pentru copiii ăștia? Da, stai așa că... Alo, Gelu, ce sărumână, dragă? Nu ne-am văzut acum 10 minute? Auzi? Da, da. Auzi, Gelu, du-te la Tomiță și spune-i să dea o fugă la sala aia pe care am transformat-o noi în depozit. Da, aia de lângă sala de sport. Da, dragă, acum, normal că acum. Ei. Păi și ce vrei să fac eu? Auzi și spune-i să ia și toate cheile, da? Niște butori. Iubita, nici nu te-am întrebat. Vrei niște apă, ceva? A, nu, mulțumesc. Nu? Foarte bine, să nu vrei nimic. Așa, deci. Iubita, cum ziceam, ne-au aprobat clasa de tradițional, toate bune și frumoase. Acum, majoritatea sunt bruneți. Ăștia știi și tu cum sunt. Se scriu 47 și vin 20. Nu-i vorbă că și când vin, mai bine nu spun nimic, da? Bun. Și de-aia am zis să facem o clasă doar pentru ei, știi? Ei între ei. Deșilor mai bine. Și de-aia m-am gândit la tine. M-am gândit pe cine cunosc eu. Tânără, proaspătă, dornică de muncă, capabilă, flexibilă, alea, alea, pe cine? Pe Măriuca noastră. Să rămână. E, fii liniștită. Bun, deci, tu trebuie să te pregătești acum, că numai mâine e 15 septembrie și avem o mulțime de treabă de făcut, da? Bun, hai. Da, eu am început deja să mă pregătesc. Mai vezi că ăștia sunt mai grei de cap decât ai noștri, da? Și leneș, mă... Eu nu cred că sunt. Fii atentă, entuziasmul n-au omorât pe nimeni, da? Vezi tu, așa. Hai, mergem să vedem sala. Să stai liniștită că eu am pus să semneze că aduc copiii. Doar mănâncă dacă nu. Bine, ăștia nu sunt de cursă lungă, dragă, ca românii. Ia uite, toate ușile le lasă deschise. Mulți cedează pe parcurs. Dar noi să fim cu conștiința împăcată că ne-am făcut treaba. Hai, Tomiță, mai deschide și tu ușa asta de când în când, că o să ne mănânce. Da, minune. Măi, măi, ce zice fata asta? Unde a venit? Când ieșim de aici, s-o chem pe tanța, că... Ia uite, măi, și scaunul ăla verde din cancelarie. Păi, sună acum. Pe camera asta a văzut cârpă de praf cum am văzut eu Siria. Ța. Nu e bine. Ne apucă Crăciunul și nu terminăm aici. Mai e și sala aia din fundul curții mici. Care, dragă? Aia unde au crăpat Sevilla cu 2 ani. A, cu 2 ani? Măi, ce-mi faceți voi mie? Ce-mi faceți voi mie? Hai să ieșim aici, că nu mă apucă toate alea. Mă mănâncă și pielea. Și știi care e problema? Nimeni nu știe. Nimeni nu știe cât mă dau peste cap pentru ei. Toate condițiile le fac. Și după aia vine nu știu cine și zice, doamnă, dar pe noștri nu-i tratați ca pe ceilalți. Doamnă directoare, dar să știți că aici în clădirea asta nu-i baie, trebuie să meargă în clădirea cea nouă. Bravo, dragă, vorbiș! Ce crezi că de unde vin copiii ăștia? De la Versailles? O să se simtă ca acasă, cu WC-ul în curte. Vezi tu, Tanțo, de-aia nu se șterge praful singur, da? Că sunteți toți deștepți. Și încălzirea? Păi vouă vi s-a urcat democrația la cap? O să reparăm când o să avem bani. Ce ți se pare că ne dau bani afară din casă? Altă întrebare. Hai, Tomiță, hai, hai! Măriucă! Ce zici? Nu e cam mică? Nu e, dragă, e la marele fix. În cap 20 lejer aici. Tanțo, acum ștergi geamurile, aranjezi cât de cât pe aici. Ești o comoară, Tomiță, ești o comoară, da? Fii atent, te duci la Gelu, iei niște bani, cumpărați-o lavabilă, să dați și voi o față la pereții ăștia. Uite, poate găsim și...
o bucată de tablă, trebuie să fie pe undeva. Mai avem nevoie de pupitre, ia vină încoace. Tămiță. Ia niște bala pe care voiam să le... Oricum ăștia-s ca termitele, rup tot. Dacă vin, să aibă și unde să învețe săraci, nu? Dacă nu, nici să dăm o îmbâlbâială cu pregătirile. Oricum, mai reparăm noi pe parcurs. Întrebări? Observații? Completări? Bun.